Preamărit să fie Domnul! Amin. Iubiți frați, scumpe surori, dragi copilași, tineri, toți cât suntem prezenți aici, astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat să avem în sânul bisericii noastre un act de binecuvântare. Mulți și în multe alte culte neoprotestante, binecuvântarea nu se face. Nici la catolici, nici la ortodoxi, binecuvântarea nu se face. Unii motivează că binecuvântarea a fost numai pentru evrei și numai în lege, în Levitic. Dar experiențele vieții ne-a arătat cu prisosință că binecuvântarea este un strict necesar pentru copiii noștri. Slăvit să fie Domnul! Am văzut, de exemplu, o familie foarte dezbinată, dar la un moment dat a avut un băiețaș. Și unde să se ducă cu el? La preot n-aveau cum, în altă parte n-aveau cum, dar bărbatul respectiv avea un cumnat care era lucrător penticostal. Și s-a gândit el, mă duc acasă la părinți, îl chem și pe cumnatul și acolo să se roage pentru copil, să-i facă binecuvântarea. Cumnatul s-a venit ca de sâlă, dar cum să ia el copilul ăla în brață de la o familie ca aia? El și-a lăsat bărbatul, el și-a lăsat nevasta, fiecare avea câte un copil, acum amândoi aveau pe ăsta. N-a fost nici la o binecuvântare de căsătorie, nu, Doamne, cum să iau eu în brață copilul ăsta? N-a vrut. Și-a tot stat, s-a tot gândit. Între timp a venit un tânăr în vizită, în familia respectivă. Și bătrânul lucrător îi spune, măi, ia bicicleta și fugi în satul vecin, că a venit fratele de la Turda, e acolo, dar să nu-i spui nimic și cheamă-l să vină aici. Și așa au făcut, am primit și eu o bicicletă și hai, era 4 km numai. Când am sosit acolo, lucrătorul bătrân spune, frate, vrem să ne rugăm că eu mă grăbesc. Bine, ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat cu toți și Duhul Sfânt i-a vorbit. Bărbatule, din tot ce se poate trage nădejde, să se tragă nădejde. Și tot ce poate fi binecuvântat, să se binecuvinteze. Și eu voi vegea mai departe. S-a sculat bătrânul, a luat copilul, i-a făcut binecuvântarea cu multe lacrimi și apoi a plecat. Ei, când a venit timpul majoratului lui și armatei, s-a dus și în armată, a venit de acolo, a vrut să se însoare, tatăl-său, un rebel, ferească Sfântul, când stătea de vorbă cu o tânără acolo la poartă, nimere el, beut, cu țigara în gură. Și când îl vede că stă de vorbă cu asta, când îi rade o palmă, două, tu n-ai voie să te căsătorești cu din lume. Dar el era beat, truc. Tu să te duci la pocăiți, că tu ai binecuvântarea. Să duci la pocăiți. Și acolo, numai bine, era dat afară din facultate, de la Timișoara, o soră de-a noastră, pentru pocăință.
plângea și frații s-au rugat pentru ea, dar el când ies afară, se apropie de ea, auzi, eu vreau să mă însor, nu vrei să vii după mine, dacă nu mai faci așa școală, să ne căsătorim amândoi. Gata a fost. Și cu ocazia anunților și iară auzirii cuvântului lui Dumnezeu, familia aceea s-a întors la Dumnezeu și apoi copiii și toți s-au întors la Dumnezeu pe urma unei binecuvântări a unui copil mic care a lucrat în timp. Poate vă aduceți aminte și de povestea familiei Huțan din Roma, unde a fost așa de marcat faptul că a fost dusă la binecuvântare și satana pentru asta nu a putut să facă ce-o vrut cu ea, cu sora respectivă. Și multe alte cazuri aș putea să vă spun. Deși că unii ignoră binecuvântarea, e țin cu tărie ce-o zis Duhul Sfânt. Tot ce se poate binecuvânta să se binecuvinteze. Și mai mult, copiii noștri, copiii fraților, pe acesta e darul lui Dumnezeu. Cum să nu te bucuri, cum să nu binecuvintezi? Auzi ce-o citit preiubitul frate Cornel din psalmul acesta. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Păi ce minunat! Ieri am avut a face cu o familie din Germania care nu pot să aibă copii. Atâta tânguire, atâta plâns, atâta să mai jelesc că ei n-au putut și nu au copii. Ce să se facă? Păi am zis, uitați măi, eu îl știu pe Dumnezeu puternic. Câți ani aveți? Vreo 7 de căsătorie. Păi eu am văzut, de exemplu, la Crișeni, Călan, la 21 de ani, a născut fetiță după 21 de ani de căsătorie. În Dobrocina, la 21 de ani de căsătorie, a născut iarăși o fetiță. Și în alte părți, atâtea câte s-au întâmplat, un nepot de-a meu la Sacramento, a înfiat 2 negri, că le-a murit părinți într-un accident, fetiță și băiat. Și după aceea a zis, ce să avem numai negri? A înfiat și una alb, o fată de ce-o fi fost, dar albă la chip, european ceva. Ei, după 15 ani, de căsătorie, când ăștia erau acum mari și socotiți copiilor, a născut copilul lor direct. Deci, e o minunăție cât să luptă oamenii să aibă copii. Și Dumnezeu, pe cei pe care îi iubește, le dă ca răsplată pentru munca lor pe pământ să nu fie a nimănui. Să nu lucri o viață întreagă, să aduni, să faci casă, să faci una alta și la urmă, când ai murit, să nu fie a nimănui. Vrei să fie a urmașilor tăi. Dumnezeu îți dă ca binecuvântare copii. Fie slăvit numele Lui. Fii, deci, sunt o moștenire. Ce păcat că unii nu vor să-i primească. Măcar că-i moștenirea lor, dar ei se feresc și nu vor să-i primească și lucrul ăsta e de-a dreptul păcat, fiindcă se împotrivesc spusei lui Dumnezeu, care a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l, fie slăvit Domnul. Acum aș vrea să vă spun rolul femeii. În căsătorie este atât de însemnat și de minunat. Adesea ori mulți din frați ignoră asta și e de bază cuvântul apostolului Pavel
care zice cu adevărat, deci, bărbatul este capul femeii. În altă ediție, cap al femeii, adică să conducă. Și Hristos este cap al bărbatului, adică să-l conducă pe bărbat. Iar cap al lui Hristos e Dumnezeu Tatăl. El conduce lucrurile în totul. Mărească-i să numele. Acum, vedem și în Psalmul următor, 128, când spune: nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Mai jos, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Dragii mei, omul care se teme de Domnul e într-o relație cu Dumnezeu, dar este într-o relație bună cu nevastă sa. Omul care se teme de Domnul cinstește pe Domnul și cinstește pe nevastă sa. Bărbatul care ar proroci sau ar predica sau ar face o slujbă, dar nu iubește pe nevastă sa, el nu are nicio legătură cu Hristos. Bărbatul care se teme de Domnul e binecuvântat și este o binecuvântare pentru femeie și o binecuvântare pentru copii și pentru toată casa. Acel bărbat care poate să spună, cum zice românul, să se bată pe piept: eu sunt capul, ăla mi se pare că nu-i nici o pinca din picior. Pentru că nu-și înțelege rolul. A fi cap însemnează a fi condus de Hristos. Și atunci, sigur că tu ești cap când ești condus de Hristos. Când ești condus de ambiții, când ești condus de rele. Am întâlnit de mult timp și aici în Canada, nu ce știu unde, bărbat care sub pretextul că el este cap, ca să-și umilească nevasta, a băgat-o în spaime și s-a răzbunat asupra ei. Până la urmă i-a făcut și cicatrici și ce știu eu mai ce. Că el e cap, el trebuie să tacă. Păi cum e asta, mă? Nevasta cu bărbatul sunt una, nu-s doi ca să facă război între ei, ci trebuie unul cu altul să asculte unul de altul. Casa aceasta e păzită de Dumnezeu. Nu degeaba Solomon a spus: dacă nu zidește Domnul el o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc. Dacă veți citi în 1 Cronici, în capitolul 29, veți vedea ce materiale prețioase cu tonele adunate pentru casa Domnului. Ce pază putea să pună Solomon acolo ca să fie păzite în mijlocul națiunilor arabe, care dacă s-ar fi sculat numai una împotriva lor, putea să le ia tot de la ei, că ei erau puțini la număr, slabi, și ei alalți erau cu miile, cu sutele de mii arabi, mai ales că ei toți vorbesc aceeași limbă și pot să se unească la orice imediat. Dragul meu, dar a păzit Dumnezeu averea mare și a păzit Dumnezeu casa care s-a făcut și a păzit pe Israel, că el veghează. Ai și tu poate bunuri, ai și tu ceva, nu crede că sunt a tale, dă-le Domnului, că el le păzește, el veghează și tu poți să dormi liniștit. Cum zice în Psalmul 4, eu mă culc și adorm în pace, că numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Tot mai multe persoane, prin telefon, pe e-mail-uri,
scrie cât îs derobiți de frică, de temeri diferite, de gânduri care îi macină. Zilele trecute îmi spunea o soră din Munții Apuseni, care câteva luni de când n-a mai putut să doarmă, așa gânduri năstrușnice o mănâncă, încât n-a putut să doarmă și apoi s-a înrăit și și-a înrăit familia și i-a îndepărtat și pe copii de către ea cu starea ei grozavă. Dar ce binecuvântare să te culci și imediat să adormi! Ce minunat e asta! Numai că te culci și nu poți dormi toată noaptea, ăla-i bai mare. Undeva există ceva acolo care trebuie înlăturat. Aș vrea să mergem acum și în Cartea Domnului la Judecători, în capitolul 13, ca să mai vedem un rol al femeii, care este de mare importanță. Capitolul 13 din Judecători. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea din familia daniților care se chema Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum, ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece pe capul lui, pentru că este copil, că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecile mamei lui. Și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșătoare. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele. Să citim și mai jos. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să mai vin odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. Ea alerga repede să dea de știre bărbatul ei și i-a zis: iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi s-a arătat iarăși. Manoah s-a sculat, a mers după nevastă sa, s-a dus la omul acela și i-a zis: tu ai vorbit femeii acesteia? El a răspuns: eu. Manoah a zis: acum dacă se va naște, se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: femeia să se ferească de tot ce i-am spus. Amin. Dragul meu, rolul femeii credincioase, rolul femeii în familie, adesea ori și întotdeauna ea trebuie să ție o vie legătură cu Dumnezeu. Femeia e menită să stea aproape de Dumnezeu. Bărbatul e capul, dar ai auzit ce-o zis aici? Manoah s-a sculat și s-a dus după nevastă sa. Adesea ori, femeia în familie
are înștiințări, are visuri, are o stare care îmbogățește spiritual familia. De aceea femeia trebuie tratată, cum a zis Pavel, dați cinste femeii ca unui vas mai slab sau mai lesne de a se sparge sau mai lesne de a fi vătămată, dar tu trebuie să-i dai cinste și cu cinstea pe care i-o dai, adesea ori, tu trebuie să nu fii încăpățânat, ci trebuie să fii așa de indulgent cu femeia și astfel femeia să o faci tot timpul să se simtă bine, să se simtă mângăiată, ca rugăciunea ei să nu fie stingerită. Zice în Maleahi, dacă acoperiți altarul Domnului cu lacrimi, dacă vă purtați rău unul cu altul, Domnul zice, așa că nu mai pot primi nimic din mâna voastră, nici dacă aduci tauri, nici dacă aduci jertfe, nici dacă postești, degeaba. Dacă nevasta plânge lângă tine, tu poți posti să te uști. Dumnezeu nu-ți ascultă postul, nici rugăciunea. Dacă bărbatul plânge și tu ești o femeie rea în casă, păi iară poți să tot postești, că acolo Dumnezeu nu intervine. Oamenii rebeli nu sunt sprijiniți de Dumnezeu, ci oamenii cu minți, oamenii care lasă unul după altul, oamenii care își dă întâietate unul altuia, ăia au rolul pe care Dumnezeu îl cere în familie. Și atunci, sigur, copiii vor crește sănătos și bine. De atâtea ori s-a constatat în familiile dezbinate, în familiile care nu se poartă bine, copiii lor, după ce se căsătoresc, fac același lucru, nu se poartă bine cu nevestele lor. Odată mă cheamă cineva într-o familie, socru mă cheamă pentru jinere, măi, ăsta e așa și așa, și o mai bate pe nevastă, pe fata asta. Se poate așa ceva? Da, zice, se poate. Ei, mă duc și intru direct. Auzi, mă, ce-am auzit? Cum e cu asta? Dar el acasă o văzut pe tată sau că făcea așa cu mama sa. Păi zice, care bărbat nu-i dă câte o palmă, două, așa zice, ca să știe de frică? Hai, Doamne, iartă-mă! Păi tu așa-i învăța pocăința, mă, să-i dai o palmă, două la femeie? Păi cum e asta, mă? Ei, după ce am stat de vorbă și așa, am avut toată încrederea că m-a ascultat și lucrurile s-au îndreptat. Fie slăvit Dumnezeu! Dragii mei, frați și surori în Domnul Iisus Hristos, rolul femeii adesea e ca să țină ea cea din tâi legătura cu Dumnezeu în casă. Bărbatul nu era cu ea și îngerul a venit la ea, dar îngerul a ascultat-o când l-a rugat să stea și a fugit după bărbat. Ce înseamnă asta? Că femeia orice acțiune pe care o are, o supune bărbatului. Bărbatul e cap, într-adevăr, și e orice gândește, orice face, trebuie să spună la bărbat. O femeie cinstită n-ascunde banii, o femeie cinstită nu face mâncare și să mânce ea singură și când vine bărbatul, apă, caută și tu ceva. Păi aia nu-i femeie, mă, aia nu ține cu tine. Sau, de exemplu, dimineața, tu te duci la lucru, iar rămâne acasă. Păi nici atâta nu meriți, mă, să se scoale și să-ți pregătească o mâncărușă, să-ți o pună cu tine la lucru. Adesea, ori în fuga ta, trebuie să te duci și apoi să strângi banii, să mănânci de nu știu unde, câte vreme de acasă, două bucăți de pâine cu ceva acolo, ți le poate pune și să te îmbrățișeze, să te sărute, să te binecuvinteze la ieșire din casă.
și să se roage, să te întorci acasă cu pace și sănătos. Deci asta e datoria femeii. Păi dacă ieși azi și mâine și poi mâine și o viață întreagă, dorme în pat până-i borneie musca. Păi măi, oameni buni, atunci ce școală i-o dat mamă sa la fata asta? Ferească Sfântul de așa școală. Femeia trebuie să învețe pe copii calea Domnului. Și calea Domnului pentru familii este ca să trăiască uniți, să trăiască în pace, să trăiască sub binecuvântarea lui Dumnezeu unul cu celălalt. Femeia fuge înainte spre Îngerul Domnului și Manoah mereu după ea. De atâtea ori am văzut femei care și-a iubit mult bărbatul și măcar că avea câte o problemă el, chiar câte o patimă. Am întâlnit femeie care atât a plâns pentru că bărbatul nu se putea despărți de țigară. Și la un moment dat, Dumnezeu, ascultându-i rugăciunea, a venit în casa lor un om care, fără să vorbească nimeni nimic cu el, a întrebat: încă tot fumez, mă? Și el a zis: apoi da, dar eu nu fumez între oameni. El zice: nu, că fumează în pivniță. Se bagă în pivniță, zice, numai așa ia să fumu pe ușa pivniță. Păi mă, omule, mă, păi asta însemnează o patimă de la diavolul, mă. Nu vrei să scapi, dar nu pot, de ani de zile mă lupt, nu pot. Ia pun-te acolo în genunchi. Și apoi când a înălțat rugăciuni către Dumnezeu și a dat diavolul cu el de pământ și a vomitat și a pus o scârbă pentru tutun, n-a mai fumat în veac. Sau v-am povestit cum Sile Ranca și-a dus prietenul lui care i-a fumat pe toți la lucru acolo, la o rugăciune. Ăla când a intrat în casă era așa de nu știe unde să se ascundă, părea că vrea să se ascundă. Păi ce-i cu dânsul, mă? Păi e timid. Păi când se vorbească, se încâlcea în vorbă de timid ce era. Dar păi ce are, mă? Nu se poate lăsa de țigară. Pun-te jos, mă! S-a pus jos, m-am rugat pentru el. Când a ieșit afară, a scos pachetul de țigări și chibritele și le-a pus la scocul pe unde curgea apa de pe coperiș. Le-a rupt și le-a măcinat, le-a pus acolo. Și mergând mai departe, s-a băgat să-și cumpere un sandwich de la o bodeguță din aia. Și acolo era tutun. Cum i-a dat tutunul de nas, cum a ieșit afară, tot o căcăind, gata să versă între oameni. Și n-a mai fumat toată viața. E și astăzi un frate credincios în Sibiu, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, nevasta și prietenul pot să te ducă în rai, dar tot așa pot să te bajă și în necazuri. Dar Dumnezeu din cer a împerecheat pe bărbat cu nevastă să fie doi și să se ajute reciproc, să se roage unul pentru altul, să trăiască unul pentru altul și în același timp să se iubească mult. Copiii văzând așa, atunci ei vor crește frumos. Uite, aici în fața mea este o familie care are un copilaș. Și tot timpul, cu drag așa, o, dacă ați face așa toată viața, copilul ăla are și un înger, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vedeți ce frumos e ca cu adevărat să se iubească oamenii între ei. Dar am văzut și alte falsificări și falsuri, că între oameni a vorbit așa de frumos și acasă săraca de multe ori nu găsa ușa pe unde să fugă din calea ei. Doamne, din calea lui, Doamne Dumnezeule, păzește-ne de oameni răi. În biserica noastră și în căsele noastre să fie numai oameni buni și numai rugăciuni, zicea un poet de cântare. Domnul să ne ajute la aceasta.
Nu ignorați femeia. Nu subapreciați. Dimpotrivă, e are nevoie mereu să o ajutați, să o lăudați, scrie Proverbele, să îi apreciați munca care o face. Și ea atunci luptă cu tot ce poate pentru zidirea casei. Dar dacă nu, nu-i mare lucru într-o zi să vezi că dărâmă casa, nu o zidește. Doamne, păzește pe toți! Suntem la o binecuvântare și doresc ca binecuvântarea nu numai pentru copilașul ăla, și pentru tăticul ăsta, și pentru mămica asta, și pentru toți frații și toate surorile, să curgă din cer binecuvântarea astăzi, așa încât bărbatul să-și cunoască rolul și femeia să fie prima care să fugă înainte către Dumnezeu și după ea toată casa. E o minunăție când mama învață bine copiii. Vedeți și acela noi, vine câte o familie cu câțiva copii, avem o cântare, vine în față, cântă. Alta are numai un copil, dar toată ziulica n-are astâmpăr, în adunare nu știe nimic, nu cântă, nu se roagă, nu nimic. Păi ce înveți tu, mamă? Ce-i aia? Trebuie să fii foarte atent, cum a zis omului Dumnezeu. Ia seama bine asupra ta însuți și apoi și asupra învățăturii pe care o dai altora și în mod deosebit în familie. Domnul să ne binecuvinteze, să avem familii sănătoase. Și biserica atunci se va însănătoșa tot mai mult, unindu-ne în casă, unindu-ne în biserică, Duhul Sfânt se va coborî și va face minuni între noi. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cura, la cuvintele gurii mele, zice omului Dumnezeu Asaf în versetul 1. Din Psalmul 78. Către cine credeți că se îndrepta cuvintele? Aici e așa de clar, poporul meu. Deci dacă cineva face parte din poporul lui Dumnezeu, cuvintele acestea astăzi se îndreaptă cu prisosință către el. Dacă cineva iubește pe Dumnezeu, cuvintele acestea se îndreaptă către el. Cuvintele acestea se îndreaptă spre inimile noastre și spre gândurile și mintea noastră. Luați aminte, ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Este un dicton specific pentru toți cei care se consideră credincioși în Dumnezeu. Și acum începe Asaf sub călăuzirea Duhului Sfânt și spune: îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce vestea el? El vestea cele ce s-au întâmplat cu poporul evreu, cele care le-au pățit evreii, cum au fost robiți în Egipt, cum Dumnezeu i-a scos cu mână tare din Egipt, cum i-a călăuzit prin pustie. El le povestea cum au trecut Marea Roșie ca pe uscat și așa mai departe. Minunile astea toate le povestea. De unde le știe Asaf? Auziți mai jos. Ce-am auzit? Ce știm,
ce ne-au povestit părinții noștri. Deci lucru de căpătâi într-o familie creștină este ca părinții să povestească copiilor lor despre lucrările pe care Domnul le-a făcut, atât în vechime, cât și în timpul vieții lor. Ce au văzut ei, ce au auzit ei, ce a vorbit Domnul prin Duhul Sfânt, cum a vindecat o boală, cum s-a întâmplat cu tare lucru, cum Duhul Sfânt i-a înștiințat și așa mai departe. Toate astea trebuie făcute de cunoscut. Înainte de Revoluție, cu ceva, câteva zile, am început să povestesc directorului de întreprindere, inginerul Stancovici, și secretarului de partid. Uitați ce are să se întâmple! Uitați cum are să cadă guvernul, tăria și Ceaușescu. Vai, nu vorbi din astea, că ne închide aici. Nu te închide nimeni și de te închide nu mai ai cât sta la pușcărie. Că asta se întâmplă de grabă. Cum adică? Cine ți-a spus? Duhul Sfânt a spus că și vărsare de sânge se va face în alunecarea pietrii și a lutului. Și că toți edilii vor fugi din birourile lor. No, asta nu mai cred, s-o vedem. Dar n-o trecut numai două zile și în a treia zi și ei au fugit. Și-au fugit de pe tot cuprinsul țării. Milițienii, primarii și toți cei care erau în conducere și activi de partid, toți au luat calea munților și a pădurilor. Vedeți? Păi de ce nu-i bine să spui tu lucrările lui Dumnezeu și la oameni mari, dar și la copiii tăi? Ce știe copiii tăi din viața ta? Poate te-au văzut de multe ori brutal, poate te-au văzut de multe ori mânios, poate te-au văzut de multe ori zberând și astea ți le-au împrumutat, fii sigur. Când el va fi de anii ăia, tot așa va face, că așa se moștenește răul ăsta din fire. Dar ea povestește tu ce ți-a vorbit Domnul ție, povestește tu cum a vorbit Duhul Sfânt lui Iosif în pușcărie și cum s-a împlinit, cum marele împărat, faraon, după aceea l-a suit într-un car și el mergea înaintea lui și înaintea lui tot poporul țării era adunat acolo la mare festivitate și faraon striga în genunchi, în genunchi, și o țară întreagă s-a plecat în genunchi că o să o se vremea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu, care l-a încercat pe Iosif și acum l-a scos pe un pușcăriaș și l-a făcut mai mare peste tot Egiptul. Păi povestește din astea copiilor tăi, nu-i lăsa la mamuile alea, la jocurile alea, care le bagă în cap de acum numai răzvrătire, răzbunare, lovire, ucidere, pușcături, minuni, vărsări de sânge. Păi cu ce-i umpli tu capul la copilul tău? Dragul meu, astăzi te îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să povestești copiilor tăi minunile Domnului. Fie slăvit Dumnezeu! Uitați ce zice mai departe. Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui
și minunile pe care le-a făcut. Ce minunat! Toate astea trebuiesc vestite, toate astea trebuiesc spuse, toate astea trebuiesc întipărite în mintea copiilor. Ia dacă vreți să deschideți la Deuteronom capitolul 4 cu versetul 9. 4 cu 9 în Deuteronom. Ce zice acolo? Ce minunăție ne învață cuvântul lui Dumnezeu în acest mare capitol a Cărții Sfinte. Uitați, nu mai ia seama asupra ta și veghează cu luarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrările pe care ți le-a văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Ai auzit? Datoria asta nu se referă la copii, se referă la părinți. Ei trebuie să facă asta. Uitați ce minunat! Să le faci cunoscut la copiii tăi și la copiii copiilor tăi. Asta tu trebuie să le faci cunoscut. Și apoi, tot în Deuteronom, mai avem două minunate îndemnuri. În capitolul 6, cu versetul 5 să luăm. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești, auzi, să-ți faci o tiparniță și să le tipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Auzi, ce trebuie să faci, ce însărcinare ai. Aici nu vorbește pentru copii, ci pentru părinții copiilor. Și mai precis, dacă vom căuta în Ioel, acolo vom găsi foarte interesant și explicit cuvânt al lui Dumnezeu cu privire la noi. Să vedeți numai Ioel, capitolul 1, cu versetul 3, sau chiar cu 2. Ascultați lucrul acesta, bătrâni, auzi spre cine se îndreaptă, ascultați lucrul acesta, bătrâni, și luați seama, toți locuitorii țării, s-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească la copiilor, iar copiilor să povestească neamului de oameni care va veni, fie slăvit Dumnezeu. Iată sarcina precisă pe care o avem. Dar se poate întâmpla că cineva să spună: păi eu i-am tot spus la copilul ăsta, dar n-ascultă. Psihologii ăștia au făcut o, cum să spun, un calcul al lor și au depistat lucruri foarte interesante. Spun ei, un copil de mic, de când poate a gânguri și până la 7 ani,
îl crede pe Tatăl cel mai puternic om. Ne-aduc aminte, stătea lângă noi fratele Silvian și copilașii toți erau aici cu ei. El era solid, dar copiii lui când venea la noi, apoi ziceam, frate Hozan, tata-i cel mai tare, podeți domn pum, ălalalt, tata-i cel mai tare om, deci domn picior. Vine fata și spune, mama, e așa de înțeleaptă, așa știe aia și aia. Dar erau mici. Și am constatat, cum și experți au constatat, căci copiii până la 6-7 ani îl crede pe tata cel mai tare și pe mama cea mai înțeleaptă. Și până când te cred așa, tu trebuie să întipărești în mintea lor că de pe la 9 la 13 ani ies cu școala, ies în lume, mai văd și altceva, nu mai crede că părinții sunt cei mai înțelepți, nici cei mai tari. Păi am crezut așa, dar nu e așa, tata e mai slab, mama nu e așa înțeleaptă. De pe la 14 la 18 ani, copiii ignoră pe părinți. Eu știu mai mult acum, ei sunt depășiți. Ei, dacă tu începi să-i spui de Dumnezeu, de la 14 ani la 20 de ani, fii sigur că nu registrează nimic. Când te ignoră cineva, nu te nici ascultă. Dacă tu stai înăintea amvonului ăstuia și eu vorbesc acum lucruri biblice și sănătoase, dar dacă tu ignori pe Hozan, în tine nu va prinde nimic. Tot așa în copilul care își ignoră părinții, nu prinde nimic. Sădește în el, tipărește în el în momentele când prinde. Și când se va face mare, nu se va depărta, spune Biblia, fie slăvit Dumnezeu. Dacă trece de la 20 la 30 de ani, copilul se crede cel mai tare, el singur și cel mai deștept. No, nici și rușine cu tata, nu știe vorbi între oameni. Nici și rușine cu mama. Po, ce să mai vie el la ședință cu părinți acum când eu sunt mare? Dacă e la facultate sau undeva și s-ar cere. Li rușine de părinți. De-abia de pe la 35 de ani înainte s-a constatat căci copiii revin în mintea lor și încep să întrebe pe părinți asupra unor lucruri. Apoi de pe la 50 de ani încolo încep regretele că părinții s-au dus. O, de-aș mai avea acum pe mama, de-aș mai avea acum pe tata, să mai stau de vorbă cu el, dar nu mai are cu cine. Ăsta-i mers, așa merg lucrurile. Dar, iubiți părinți, cum o zis și în Ioel, ascultați bătrânilor, ascultați, cum zice și aici, ascultă poporul meu învățăturile mele. Păi ascultați asta, pe copil învață-l până când el te crede cel mai tare și cel mai deștept. Atunci învață-l. Dar vezi cum lumea de acum îți dă de lucru și la tată și la mamă, crezând că
Vai, Doamne, ce ori aduna? O să vadă cât adună când ajung la 60 de ani. Atunci o să vadă ce au adunat. Până acum tot chinuie, tot face, apoi de acolo încolo îți vine de ți scârbă și de luxul din casă. Nu-ți mai trebuie nimic. Vezi? Acum fă ceva. Acum spune copilului tău despre Dumnezeu, despre Biblie. Acum învață-l să se roage. Nu vezi că cresc mari, vin în adunare, să roagă o adunare întreagă și ei nu se roagă. Și lucrul ăsta e o mare pagubă. Orice vietate poate fi dresată, ne spune cuvântul Domnului. Orice vietate. Dar am văzut în familia lui Cadmi Zaharia, în Phoenix, o cumpărat un cățeluș mic, de neam, așa mic, alb, măi, de numai astea altceva mai alb, ca părul pe el. Dar copiii, ca și copiii, l-au îndrăjit. Când au venit la masă, copiii s-au rugat. Păi l-au luat și pe cățel, roagă-te și tu. Și apoi au tot pus lăbuțele la oaltă. Acum cățelul, când e vorba de mâncare, se scoală în două labe și își pune mânuțele și lui așa face. Să roagă și el să capete mâncare. Păi mă, dacă un câine poate fi educat la rugăciune, păi copilul tău ajunge la 14 ani și nu se știe ruga. L-i mai învăța vreodată? Înveți pururi. Numai dacă Dumnezeu preasfântul s-atinde de el cu un necaz, cu o disciplină aparte, atunci îl aduce el la breazdă. Dar ții o să-ți impute că nu l-ai învățat să se roage. Să știi, învață pe copil până te crede înțelept, învață-l. Până te crede cel mai tare, învață-l. Până e atașat de tine, învață-l. După ce începe să te ignoare, deja mai tot spui. O altă ordine de idei. Avem într-o biserică în România o familie, cum se întâmplă, nu mă agreia. Ei bine, pe mine astea nu m-au năcăjit niciodată, că îmi zici câine sau jupâne, e treaba ta. Dar ăștia cum că nu mă agreia, ei merea acasă și vorbea cu copiii. A venit vreme când copiii lor au crescut mari. Și unul din copii a început să fumeze și a început să bea și a început să fure. Și a venit omul și a zis, frate, nu știm ce să ne mai facem, așa suntem de năcăjiți cu copiii ăștia. Acum cu tare a început să fac aia și a început să fac aia. Și atâta suntem de năcăjiți, nu știm ce să mai facem. N-ai vrea să vii să vorbești și dumneatale cu el, poate să te asculte. Cum să nu, dragă, viu bucuros. Să duci acasă de la adunare, băiatul o dormit. Să scoală la mâncare. Când se scoală la mâncare, mâncând aici, măi copiile, uite, am vorbit și cu fratele Hozan și va veni astăzi ca să stea un pic de vorbă cu tine. Ce zici? Cine? La mine n-are ce căuta. Păi eu nu știu cine-i. Păi de câte ori ați venit de la adunare, totdeauna ne-a spus că o greșit așa, că o vorbit rău, că nu-i cu tare, că nu-i pocăi cum trebuie, că... Păi ăla să mă învețe pe mine. În casă la mine n-are ce căuta. Vezi, dragul meu, ce faci tu cu limba?
cum o zis Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Păi tu vorbești de cor, că nu-i așa și așa. Păi tu vorbești de tineri din adunare, că-s așa și așa. Păi tu vorbești de păstori, apoi tu vorbești de comitet, apoi tu vorbești de ușieri, apoi tu vorbești de ăla că se roagă nu știu cum, de ăla alalt că face nu știu ce. Tu umpli capul la copii cu toate realele din inima ta. Adevărate, neadevărate, dar ele plantezi în cap la copil. Biblia nu ești în stare să-i o plantezi, dar îi plantezi astea. Și la urmă, când el ajunge mai mărișor, 17-18 ani, te salută din mers. Te lasă să plângi singur, să vorbești singur. Pe tine nu te mai ascultă. Vezi, iubit părinte, mamă și tată, rău pe care îl faci cu gura, cum strici cuvântul lui Dumnezeu. Păi ce minunat când te duci acasă să spui așa vorbit de frumos, chiar dacă nu a fost așa, dar e frumos cuvântul. Că nu-s frumos eu, am îmbătrânit. Că nu-i frumos vorba mea, vocabularul meu, aia mă rog, sunt țăran de la țară. Că nu am nu știu ce, altceva, ce pretenții ai. Lasă-le la parte. Spune frumusețea cuvântului care ai auzit-o. Întipărește în fiecare duminică în copil. Așa vorbi de frumos Hozan, așa vorbi de frumos Bârsan, așa vorbi de frumos Meseșan, așa vorbi de frumos Olariu, așa vorbi de frumos Gelu Tătaru, așa vorbi de frumos cu tare, cu tare, așa cântat de frumos corul, așa cântat grupul de frumos. Măi, ai atâtea frumuseți să spui. Păi spune ce-i frumos, mă, bagă în capul copilului frumosul. Nu povesti ce nu trebuie. Nu-ți alimenta tu familia cu o travă a diavolului? Că ura e veninul care face rău cel mai mare, nu la cel ce-o fă mușcat, ci la cel ce l-o purtat, zice Traian Dorz. El care poartă ura, ăla-i otrăvit. Acolo se întâmplă rele. Dragul meu și scumpul meu, frate și soră, tată și mamă, învață pe copil legea lui Dumnezeu, învață-l înțelepciune și plantează de când e micuț în el, până când te crede că tu ești cel mai înțelept, atunci ai succes să plantezi în el cuvântul. Până te crede că tu ești cel mai tare, cum zicea copiii fratelui, pădeți de tata în pumn? Păi sigur că da. Ălalalt, deci dă tata în picior. Ei, vezi? Păi până când te crede că ești ceva în fața lui, până atunci cuvântul tău are efect. Când el te desconsideră, poți bate toaca la urechea surdului, că nu se mai aude. Cuvântul lui Dumnezeu merge și mai departe și spune că nu vom ascunde de copiii lor, versetul 4 din 78, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea lui și minunile care le-a făcut. Toate astea trebuiesc vestite. Atâtea minuni am văzut și noi, sub ochii noștri. Și unii, chiar când te aude că spui că Dumnezeu a făcut o minune,
rămân așa de seci, nu pot primi. Dar eu mă bucur dacă face Dumnezeu minuni cu cine vrea El. Numai să le facă și să le vedem. A lui Dumnezeu să fie slava. În altă ordine de idei, nu sâne copilul în stres. Atâția părinți, când mișcă copilul ceva, imediat, ai grijă? Că vine un țigan cu un sac mare și te dau la țigan. Mă, ce-i spui tu minciuni, mă? Învață-l ce-i adevăr, mă. Sau țiganii din Toflea avea în capul satului o casă săracă cu un român bețiv acolo. Păi când făcea copiilor ceva, făcea către copil, ce vrei, mă, să te dau la românul? Păi nu, tată, nu! Poți să fii cu minte că de nu te dau la românul. Păi, mă, oameni buni, nu-i obișnuiți pe copii cu minciuni. Spuneți-le adevărul. Sau am văzut la Gușterița, tot timpul vine babau, vine babau. În Tosar o veni cu el la adunare cu fetița. Să te rogi pentru ea, păi de ce? Nu mai dorme de 3 săptămâni, nici ea, nici noi. De la 12 noaptea până la 3, urlă, plânge. Babau e aici, babau e acolo, babau e nu știu unde. Pe la ora 3 zice, tai, tai, babau, și cade ca moartă și dorme. Păi dacă tu ai băgat pe babau în cap, păi ce nu ai băgat pe Iisus în cap, mă? Spune că Iisus te iubește. Păi vrei să o înveți să lucre ceva pe fată, pe băiat? Păi nu-i tot zi, tu nu știi nimic, tu nu ești bun de nimic. Fă altfel, mă, omule. Ocupă-te altfel de el. Laudă-ți copilul, laudă-ți fetița. Și în felul acesta îi câștigi inima. Pune-o alături de tine. Când am crescut copiii de la azil, apoi unul era micuț, 5-6 ani acolo, dar el vrea să spele vasă. Păi spăla nevasta vasă, el punea un scăunel și se suia sus și lua și el o lingură, o furculiță și o spăla, dar trebuia să-l lași ca să facă și el ceva, să se satisfacă, nu? Păi du-te de aici că nu știi, du-te de aici că nu știi. Ajunge fată mare de măritat și tot nu știe. Nu? O pui să facă ceva, păi nu știu. O pui să facă aia, păi nu știu. Păi cine-i de vină? Mama care o tot împins-o de la lucru, de la una, de la alta. Dragii mei, copiii ne sunt dați de Dumnezeu ca să-i creștem pentru El. Amin. Și Dumnezeu să ajute pe toți părinții la aceasta. În altă ordine de idei, uitați-vă că mai jos îl incriminează aici pe Efraim. Și cu asta aș vrea eu să mă duc spre încheiere. Uitați ce zice aici. Versetul 9. Sau să începem cu 8. Să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și a cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Păi ca să-i faci credincios Duhul unui copil lui Dumnezeu, de mic trebuie să pui în el cuvântul lui Dumnezeu. De mic trebuie să-l faci părtaș la tot ce-i frumos. Am văzut părinți care atunci când merg la adunare, pune și în mâna copilului un bănuț.
la colectă să pună și el. Când îi demerzi la adunare, dragă, ne grăbim, nu-i fain să întârziem. Și vine la timp, pe copilul ăla cât va trăi el, va veni la timp la adunare. Dar dacă tu vii la adunare, tot la 10 fără 2, apașați va veni copilul cât trăiește el, tot cu întârziare la adunare. Dacă nu-l înveți să fie darnic, apoi el nu va da. Învață-l să aibă milă față de orfan, față de un nenorocit. Învață-l să aibă milă și el va avea milă. Dacă nevasta și cu persida s-o ocupa să cumpere vase, să cumpere haine, una alta în căs la săraci, să le plătească pâinea pe câte un an sau altceva. Păi eu nu-s mai cu persida, ea e în țară, dar ea tot așa face și acum. Că așa a învățat. Păi învață-l ce-i frumos pe copil, ce zidește. Că almintrelea, dacă tu nu-l înveți, el învață destule din lume și îți va fi ție însăși o mare povară. Dacă tu-l înveți să aibă grijă de bunica lui, de bunicul lui, de nu știu care, va avea grijă și de tine când vei îmbătrâni. Dacă nu, vei păți cum erau fabulele când eram la școală. Unul povestea cu ursul, altul povestea la vulturi, cum o mamă s-o duce și o lăsa copilul sub claia de fân mic și ea s-o duce, adune fânul și nu m-a văzut un vultur că o sări și o fura copilul și s-o dus cu el, l-a dus mâncare la puii lui. Și din astea, dar între toate era una cu o păsărică, pe la noi zicea băbuță, un fel de pițigoi mai mic cu coadă lungă, care știe să croceteze și atârnă cuibul ui așa și tot îl leagă așa cum ar avea o undrelă să facă să croceteze. Și într-o parte aici îi face gaura de intră în lăuntru, are câte 16 pui. Și apoi povestea o fabulă din asta, că ea săraca atât o alergat și aducea la pui de mâncare și dădea la fiecare și o crescut pe toți mari. Într-una din zile n-o mai putut, s-o bolnăvit și a postat în cuib bolnavă, că acum erau pui mari și s-o gândit ea din 16 pe care eu i-am hrănit. Va veni unul să-mi aducă și mie o boabă de grâu, de cucuruz, de ceva. Eu adus o dată de două ori, apoi ei s-au împrăștiat în codri, o uitat de mamă sa și mama s-a putut o plânge în cui bolnavă până a murit. Și arăta acolo că așa se întâmplă cu mulți părinți. Ei cresc 5, 6, 10, câți copii au, îi hrănesc pe toți, dar ăștia când îs mari, nu mai știe să ducă un grăunte la tată sau la mamă sa. Lasă în plata lui de bătrân. Ei, vedeți? Păi da, așa l-ai învățat, dragă. Așa l-ai învățat. Învață-l de mic să poarte grija celor năcăjiți și când tu vei fi năcăjit, va purta și grija ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și în felul acesta, deci să nu uitați, cum a zis eu el, ascultați bătrânilor și ascultă tot poporul, să spui la copil, să înveți pe copil și copilul să învețe pe copilul lui și ăla să învețe pe ălalalt și neamul de oameni care va veni să știe și să păzească legea Domnului, fie slăvit numele Lui. Amin.
Nu uitați, plantați în copiii voștri până vă crede că sunteți mai buni decât toți oamenii. Atunci primește. Când te desconsideră, degeaba te mai lupți. Nu se educă copilul la 16, la 18 ani. Nu, copilul se educă de mic până la 7 ani. Atunci plantează-i cuvântul în el, plantează-i dorul după adunare, plantează-i minunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Fă-l dornic după Duhul Sfânt, fă-l dornic după ascultarea Evangheliei. Expune-te tu, arată-te ca exemplu și Dumnezeu te va binecuvânta pe tine și casa ta. Dacă tu îți arăți numai mâniile și răzvrătirile tale și copilul tot așa va fi și nu va sluji Domnului și tu te vei amărâ că la tine îți vine mintea la cap când treci de un 50 de ani încolo. Vai, Doamne, cum ai vrea să slujești și copilul tău nu slujește și atunci îți pare rău că copilul ăsta nu mă ascultă. Păi nici tu n-ai ascultat pe Dumnezeu, cum să te asculte El pe tine? Doamne Iisusă, binecuvântă pe toți părinții. Amin. Și mai îndeoseb pe ăștia patru care au venit aici cu copilașii lor, care de care mai frumoși și mai binecuvântați. Slăvit să fie Domnul! Toți copiii bisericii să primească de la Domnul înțelepciune, să primească de la părinți sfaturi bogate și să ne silim cu toții să învățăm pe copii leja Domnului. De ce îl plânge pe Efraim? Pentru că Efraim înarmat, zicea versetul 9, fiii lui Efraim înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei. Vezi? El e înarmat. El are arc. El are la îndemână cuvântul, dar dă dosul în ziua luptei. De ce? Citiți mai jos. Pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble tocmai după legea Lui. Dragii mei, învățați pe copii să țină legea lui Dumnezeu, să umble tocmai după ea, să țină cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a pus o lege în Iacov. Și o mărturie în Israel. Legea e cuvântul și toți prorocii și toată spusa lui Iisus și a apostolilor. Asta e legea noastră. Dar mărturia e lucrările pe care le face Duhul Sfânt. Fie slăvit Dumnezeu! Cum zice în Apocalipsa, nu? Duhul mărturiei sau Duhul prorociei e Duhul lui Hristos, El e. Păi dacă tu nu-L iubești, acum vedeți să atâtea vehiculări, nu-i nevoie de Duhul Sfânt, nu-i nevoie de proroși, nu-i nevoie de aia, de aia. Acum nu mă predic, atâta-i tot. Dar bine ar fi să ascultați și de predica asta simplă de azi. Să învățați pe copil de mic cuvântul și legea lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze ca să puteți trăi și la bătrâneță fericiți. Eu vă mărturisesc în Domnul că eu sunt fericit. Copiii mei, după puterea lor, dar fiecare caută să slujească lui Dumnezeu. Fiecare caută să se îngrijească de nenorociți. Fiecare caută să se îngrijească și de mine. Și azi, până să viu la adunare, Persida din țară mi-a dat două telefoane. Tu ai dat vreun telefon la bunica ta? De când n-ai mai telefonat-o?
De când nu i-ai mai scris o carte dacă nu are telefon? Tu i-ai mai dat telefon la părinții tăi? Poate stau într-un vârf de munte undeva. Întrebatul i-ai, măi, omule, ce-i cu tine? Mai poți mere să tai un lemn, să bași pe foc sau înghețați acolo? Dragii mei, Dumnezeu să ne facă pocăiți. Amin. Cu adevărat. S-a citit de către preiubitul frate păstor Bârsan cuvântul Domnului din a doua epistolă a apostolului Pavel, pe care o scrie către Timotei. Între Timotei și Pavel s-a legat o strânsă legătură încă de la început, când Pavel l-a găsit pe el în Derbe. Atunci Timotei era foarte tânăr, dar foarte inteligent, și calitatea de ucenic al lui Iisus i-o recunoștea frații de acolo. Am putea citi pe contul acesta cuvântul Domnului din Faptele Apostolilor, capitolul 16, unde ne povestește despre această întâmplare. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Vedeți, aici l-a cunoscut pentru prima dată Pavel pe Timotei. Pavel spune că e copilul lui, prea iubit, crescut de el în ale credinței. Dar înainte chiar de a-l întâlni Pavel, el avea o credință sfântă pe care a moștenit-o. E de mirare cuvântul acesta spus, așa cum zice aici, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Vedeți? Deși harul este pentru fiecare dat, credința pentru fiecare aparte, totuși, în relațiile familiale trebuie să existe și o continuitate. Și aceasta, pentru că suntem la un act de binecuvântare a copiilor, aș vrea să trag atenția că trebuie să participe în egală măsură părinții, bunicii și toată casa la educarea copiilor. Este o mare mirare că multe familii, după ce le cresc copiii mari, ei înșiși îi îndrumă spre meserii sau spre locuri sau spre alte stări de unde nu se mai întorc la credință niciodată. Dar adevărul este că Dumnezeu ne-a dat copii și nu sunt ai noștri, sunt al Lui. Și dacă noi avem pretenția să-L întâlnim pe Dumnezeu, trebuie să avem aceeași pretenție și mult mai mare pentru copiii noștri, când vine Domnul să fie cu noi alăturea. Să putem zice fiecare din noi, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Să fim cu toți prezenți. În cuvântul lui Dumnezeu, atât la Coloseni cât la Efeseni, unde întruchipează femeia sau mireasa pământeană cu mireasa lui Iisus, acolo ne face o legătură, așa cum Iisus dorește să prezinte mireasa la venirea Lui,
fără pată și fără zbârcitură și fără prihană, tot așa trebuie și noi să avem grijă de noi și de casa noastră și de copiii noștri, ca să-i putem prezenta înaintea lui Dumnezeu, tot așa, fără prihană. Domnul să ne ajute la aceasta. E o dorință înfocată în unii părinți, dar în același timp și nepriceperea și neluarea în considerare că timpul trece, copiii se ridică, se înalță ca brază sub ochii noștri și că mai târziu tot ce n-ai plantat la timp nu mai poți planta. Așa se întâmplă și într-o grădină. Dacă ai plantat aici un pom, aici un pom, dincolo un pom, la mijloc vrei să mai plantezi unul, nu mai poți de ăia alți, că ăștia au crescut mari și îl acopere. Așa e și cu învățătura. Dacă nu o pui la timp, mai târziu o acopere celelalte, câte toate ale lumii, și nu mai poți să ajungi la ce trebuie. O întrebare îmi punea odată o soră. Eu sunt bunică, a zis ea, și am citit că a avut o mare influență credința acelei bunici a lui Timotei, Lois. Cum să fac eu? Aș vrea la fel cu nepoții mei să fie și ei la fel. Cum să fac eu? Bună întrebare pui, dar nu uita, bunica Lois a fost o credincioasă în Domnul Iisus, una, dar a fost o evreică credincioasă. Și evreica credincioasă, dacă vrei să vezi ce a făcut, atunci ți-ar fi destul să citești în Deuteronom, capitolul 6, versetul 4 și 7, până la 7, adică de la 4 la 7. Și ți-ar fi destul să vezi cum a avut succes această bunică și această mamă. Haideți să și deschidem și să citim, că cuvântul Domnului e pentru noi, pentru toți. Și e bun ca să-l știm. Deuteronom, deci, capitolul 6, versetul de la 4 până la 7. Sau chiar până la 9, că nu-i prea mult. Ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, glorie Lui. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le tipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Auzi ce poruncă a dat Dumnezeu mamelor și părinților evrei ca să-și poată astfel menține credința și în neamul care vine. Dacă o luăm de la cel mai simplu lucru, să scrii pe ușorii ușilor, să scrii pe păreți, să scrii pe porți. Care de aici aveți, de exemplu, pe poarta, de la ușă, un verset biblic? Niciunul. Dar Luther i-a învățat pe credincioșii care au trecut la luteranism, încât, dacă te duci în Gârbova Sibiului, unde încă sunt mulți sași, ai să vezi pe ușa grajdului versete biblice.
ai să vezi deasupra porților, ai să vezi între geamurile căsii la stradă, ai să vezi la intrare în casă, ai să vezi pe pereți cu sud de mână, numai versete biblice. Și nu le rușine, au fost secretari de partid, au fost oameni cu funcții în societate, dar lor nu le-a fost rușine de asta, n-au demolat, n-au stricat de acolo. Împotrivă, dacă au făcut o casă nouă, au pus acolo pe ea. De ce oare? Pentru ca copiii noștri să nu aibă o sfială, o rușine când cineva zice tu ești pocăit, apoi el să nu știe unde să se ascundă, să se eschiveze și să zică numai tata-i pocăit. Nu! Să fie în stare să-și declare credința în orice împrejurare, de mic. Mărească-să Domnul! În altă ordine de idei, ați văzut ce a scris aici. Leagă-le la mâini. Le place multora să aibă brățere sau ce știu ce, dar evreul cât o fost de simplu știe să scrie în limba lui câteva litere și așa cum e brățara asta de ceas, să pună la mâna copilului. Leagă-le la gât. Mulți încearcă de acum sălbatica stare lumească să-și pună lănțișoare la gât, să-și pună ce știu câte pe ei. Dar ia fă bine altceva. Leagă de lănțișorul tău un verset biblic, oricu cine te întâlnești să vadă că tu ai contact cu Iisus, cu cuvântul, cu Dumnezeu. Aleluia! Și ce frumos ar fi adunarea asta toată să aibă în port, în vorbă, în toate absolut, un alt chip, o altă stare, care să-i lege de olaltă, care să-i ție la olaltă, nu să se împrăștie când pleacă din adunare între oamenii din lume, încă nu mai cunoști cine-i lume și cine-i a Domnului. Nu așa. Apoi, ai văzut ce scrie în Deuteronom, ce poruncă a dat Domnul? Când te scoli, tu să pui în copil cuvântul Domnului. Asta însemnează când tu te scoli, să-ți aduni copilașii lângă tine, în cea mai mare grabă, să faci o rugăciune, să cânți un verset, două de cântare, să citești un verset din Biblie și apoi să pleci. Copiii repede pot să doarmă dacă mai au timp să doarmă și nu merg la școală. Ei își împlinesc somnul, fii tu sigur, dar împlinește-ți tu datoria. Când vii acasă de la lucru, adună-ți copiii, v-am spus de atâtea ori, așa procedam. Veneam acasă de la lucru, erau 8 copilași, fugeau, mă rog, să jucau cu alți copii pe la râu, prin zăvoiul morii, pe unde era. Păi eu nu știam unde-s fiecare. Dar cum casa era un pic mai sus, ceva, de pe treptele căsă, strigam odată, la rugăciune, păi tot câte unul vedea de unde era, fugea repede. Dar în același timp venea și socru și socra de prin grădină. Toată lumea ne adunam, ușa deschisă, geamurile deschisă, ne rugam cu toată puterea. Și dacă aveam musafiri în casă, tot așa procedam. De vroia să pleca și ei pe genunchi, de nu stăteam picioare. Dar nu stăteam noi să lăsăm rugăciunea la o parte, întâlnirea cu copiii în fața Domnului, pentru că am musafiri în casă. Fie cine o vrea, adesea oricum eram atunci așa de vegheat, pe stradă să plimba miliția sau oameni de securitate sau alte lucruri.
Dar nu mă interesa. Cu ușa larg, copiii lângă mine, ne rugam cu toți. Și așa era rugăciunea, că mulți din copii se scula de la rugăciune cu lacrimile până la barbă. Și prin harul lui Dumnezeu, din 8 copii, toți bine sunt în sfânta pocăință. Dar cei care n-au procedat așa, cu un copil cu doi, au necazuri și au probleme și vai de ei. Am cunoscut un pastor a cărui băiat, singurul, care asta a fost fete în casă, singurul băiat și mai de la urmă, l-a crescut așa de dezmerdat. Dar de pe la 17 ani a început a face boacăne. La 19 ani l-a închis. Și ieșea din pușcărie și făcea altă minune și iar l-a închis. O trecut de 10 ani de pușcărie. Și el era pastor și vestea Evanghelia. Apoi astea toate nu chiar bat una cu alta. Doamne Iisuse, păzește-ne! Pe copiii noștri noi trebuie să-i ținem în legătură cu Iisus. Dacă merg la școală, ei să știe în mintea lor ce-i de făcut și ce nu-i de făcut. Dacă merg în societate undeva, la fel, ei să fie în stare să propage ideea lui, credința lui și să o susțină prin faptă, prin vorbă și prin tot ce-i frumos. Almintrelea, degeaba te-a luat durerile nașterii, degeaba n-ai dormit cu lunile la căpătâi unui copil bolnav, degeaba îi cumperi câte îi cumperi, degeaba îl saturi, degeaba tu vrei să mergi în rai și copilul tău în iad? Doamne ferește! Cine ar vrea așa prăpastie? Nimeni! Dar ca să pășești pas în pas, copil și părinți, pe urmele lui Iisus, trebuie să ții cont că ai nu datoria să-i dai de mâncare, că alții se hrănesc cu rădăcini și dacă au viață tot mai trăiesc. Nu datoria să-l îmbraci nu știu cum. Asta e fala ta. Îmbracă-l simplu, hrănește-l simplu, dar umple-l de cuvântul Domnului și cât va trăi, va sta aproape de Domnul. Mărească-se numele Domnului. Dragii mei, știu că timpul fuge, dar cu toate acestea, prin harul lui Dumnezeu, aș vrea să vă mai aduc aminte. Copiii nu trebuie lăsați de capul lor. Copiii trebuie disciplinați. Și nu se disciplinează copiii dând în ei cu pumnul, cu piciorul, cu palma, să-i atingi urechea, să-i spargi timpanul, să-l faci nenorocit. Sau cum am văzut o mamă cu o oală de fontă fugind după copil să-l ajungă și nu l-a putut ajunge, era mai aspru de picior, l-a lovit cu ea aici undeva, probabil în jurul rinichilor, ceva. Și azi copilul respectiv, pe care îl cunosc bine, e peste 60 de ani, dar tot udă patul noaptea, că nu l-a mai putut repara medicamente și altceva. Copilul nu se bate decât cu nuiaua. Nuiaua este cea care dă înțelepciune copilului, cât ar fi de ștrengar.
O familie avea o fetiță care orice făcea nu o putea împlini nici cum. Se trântea de pământ, dădea din picioare, urla, se zgârie pe față. Făcea toate năzbâtele. Poluat-o cu dragul, cu binele, nici în brață, nimic nu putea. Ce să mă fac, frate, ce să mă fac cu fata asta? Păi eu nu te pot învăța ce să faci, ce vrei să faci? Să o omori, ce vrei să faci? E scris în Proverbe, disciplinează-l copilul, dar nu dori să-l omori. Ba, Doamne, iartă-mă că mai bine ar fi să moară, păi dacă acum faci așa, pe când e mare, ce mă fac eu cu ea? Vezi, nu-i bun gândul tău. Nu-i bun gândul tău. Ea începe și citește în Proverbe, în capitolul 19, în capitolul 23, în capitolul 22 și așa mai departe. Caută prin Proverbe să vezi că cel puțin de 6-7 ori îți va spune Dumnezeu să nu cruți nuiaua, să lovești copilul cu nuiaua. Caut așa. Păi vai de mine, păi dacă dau cu nuiaua, ia, păi nu știu ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic, dar tu nu renunța la nuie. Să tăvăle, dă-i hăinuța jos și dă-i pe fundul gol 2-3, așa de aspru. Și apoi dai iară să tăvăle, păi iară-i dai. Până când învață că nuiaua e șefa ei. Nuiaua trebuie să scoată nebunia din copil, spune Proverbele. Păi dacă nu-l înveți de mic, păi când ajunge de 8 ani, de 9 ani, atunci te părăște el că ai dat în el. Dar învață-l de micuț, cum scrie Biblia. De mic ocupă-te tu de copil. De la 6 luni încolo, poți să-l atinzi cu o nuieluță frumoasă în palmă. Șt, n-ai voie să zberi? Și să vezi că face... Dar nu mai zbeară. Când vede nuiaua, știi cum tace. Păi dacă nu-l înveți, măi, tu aștepți să-l înveți când e cât tine. Eu aveam altă formă de disciplinare a copiilor. Când făcea ceva rău, primul lucru, pune-te în genunchi. Eu nu-l lăsa să stea alături de mine și apoi să dialogăm. Eu una și el alta. Nu! Pune-te în genunchi. Ai făcut asta și ți-am spus să nu o faci. Iartă-mă, ticule, te iert. Dar pedeapsa trebuie să o iei. Ridică palma sus. Păi ridica palma, îi dădeam două, trei într-o palmă, două, trei într-altă palmă, îl sculam de jos, dacă era nevoie, îl și sărutam. Dar mai mult să nu faci când îți spun ceva să nu faci, apă să nu faci. Și așa au crescut copiii, sănătoși și bine. Slăvit să fie Domnul! Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi ne învață lucruri mari. Îmi aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd și să mă umplu de bucurie. Când s-au întâlnit ei prima dată în Fapte unde am citit, Pavel și-a arătat dorința aia mare de a-l lua cu el. I-a fost așa de drag copilul ăsta, tânăruț și predica. Tânăruț și frații deja îl numeau ucenic. Așa cum am avut la Daia Română un copil de vreo 13 ani, s-a pocăit singur din casă și tot cerea botezul și ai căsă îl numeau episcopul. Dar mai avea mai mulți frați. Dar mai ales seara și iarna când era frig, nu striga mama sa și tată sau la niciunul, numai la el. Episcopul le ducea de apă. Merea copilul după apă. Venea cu apa. Episcope, vezi că nu-ți lemne sub vatră. Du-te, adă lemne în casă, că vine noaptea. Și episcopul încoace, episcopul încolo.
crescut într-o familie nepocăită, l-am întâlnit și acum când am fost la Sebeș Alba și m-am bucurat de el că stă bine cu Domnul. Glorie Domnului Iisus! Păi vedeți că se poate! Sau când am fost la Ighel, am întâlnit la fel pe Petre de la Ighel, care la 8 ani de zile îl foloseau frață să aducă rugăciunea de mulțumire sau de începutul unui servici. Și când începea copilul mic, Petrea, să strige la Domnul Iisus, după câteva strigări, îi sosea lacrimile în barbă și apoi plângea toată adunarea, 20 de minute, 25 de minute, el nu găta rugăciunea, curgea prin el și voi. Că așa l-a crescut fratele Traian. Vedeți, dragii mei, ce face a crește copilul în rugăciune? Păi dacă nu te rogi cu copilul, deja îl porți în brață, mă, dă-l la stat. După ce să te chinui tu cu el și când e mare, să n-ai din partea lui numai obrăznicii, să n-ai din partea lui respectul cuvenit, să nu pună cont pe ostenelile părintești, să nu știe frică de părinți, de Dumnezeu. Păi după ce, mă, să te chinui cu el? Dumnezeu îți dă copii ca tu să-i faci sfinți și datoria ta de tată și de mamă. Aduceți-vă aminte că și toți copiii Bibliei, alu ăla, sunt scriși aici, a preotului cu tare, alu altul, sunt scriși aici pe paginile Scripturii. Și ce-i scris în Scriptură și a mintit că a trăit lângă Dumnezeu, ăia a ajuns cu Dumnezeu. Păi și eu vreau să ajung la Domnul Iisus. Și eu vreau copiii mei să ajungă la Iisus. Și eu vreau nepoții mei să ajungă la Iisus. Tu nu vrei asta? Tu nu ești gelos pentru asta? Așa cum copilul lui Amos odată, bună sa și cu alte surori adunate la un loc, au început să vorbească, mă rog, cum vorbesc femeile între ele. Dar la un moment dat, el n-a luat seama la ce ziceau alții, dar a luat seama la ce zice bunică sa. Și când bunică sa a zis, vai Doamne, am fost în casa lui Cutare, așa frumoasă, mobilă, așa, vai, apoi... Așa și eu mi-aș dori. Copilul mic, aia a fost poate că de 2 ani în urmă sau așa ceva. El se îndreaptă, bunică, nu știi ce-i scris în cele 10 porunci? Să nu poftești casa și averea aproape lui tău. Odată le-a închis gura la toți. Mai învață pe copil cuvântul Domnului. Degeaba faci din el medic, inginer sau savant și nu știe de Dumnezeu, soarta lui e tot focul. Dar cerșitor de-ar fi să-l aibă pe Iisus în inimă, a lui raiul, glorie Domnului. Iubiții mei, învățați-vă din Scripturi să iubiți felul curat al pocăinței. L-am ascultat pe fratele Todor Burcă când a povestit ce fac musulmanii și m-am gândit cu adevărat, am întâlnit și eu de multe ori, am văzut în țară când apunea soarele, oprea tracul și lua un covoraș din spate, îl punea jos, aduna acolo piciorușele și se ruga. Stătea cu tracul pe loc, ca Sfinte Soarele și el trebuie să se roage, să facă a 5-a rugăciune. Vezi, dragul meu, dar tu te oprești din lucru să te rogi. Tu, măcar când intri în casă, te pui pe genunchi. Când pleci din casă, te pui pe genunchi.
adun tu copiii în jurul tău. Dragii mei, Pavel Apostolul a zis, sunt gelos pentru voi și eu sunt gelos pentru voi, pentru toți, frații și surorile. Îmi sunteți așa de scumpi și așa de dragi și aș dori cu toți să sosim la Iisus. Aș dori toată adunarea asta, când vine Iisus, să ne înălțăm ca un nor spre a-L întâmpina glorie Domnului. Dar în felul cum trăim, în felul cum suntem, în felul cum vă menajați și în felul cum stați departe de rugăciune, de cântare în casă, de studiu biblic, de citirea Bibliei în casă, unde vreți să ajungem? Că raiul este pregătit pentru cei ce-s mântuiți. Și Domnul Iisus Hristos a creat posibilitatea mântuirii noastre. Fie-i slăvit numele! A murit pentru noi pe cruce, a luat asupra Lui păcatele noastre ale tuturora. El a venit Marele învățător să ne învețe și a zis, călcați pe urmele mele, dar pe el se ruga ziua, el se ruga noaptea, petrece noaptea în muntele maslinilor, în rugăciune. Tu nu poți sta pe covor acasă în rugăciune? De câte ori te scoli tu noaptea și te rogi? Fie că stai în picioare cu mâinile ridicate, fie că te pui pe genunchi, dar să te rogi, de câte ori pe noapte? Dragii mei, doresc din suflet Dumnezeu să facă o corectare în inimile noastre ale tuturora. Și-aș dori să mă înțelegeți că Timotei n-a ajuns numai de la el pornire să aibă un nume de care să vorbim noi toți astăzi și atâția alții, ci a fost la bază Lois și Eunice, cele două femei, bunică și mamă. Ele au stat la bază. Tata nu era credincios, nu era evreu, era dintre neamuri grec, n-avea treabă cu Dumnezeu. În ciuda faptului că în casă poți să ai un soț care niciodată nu pune mâna pe Biblie, niciodată nu se roagă, tu ca mamă trebuie să introduci obligatoriu în casa ta pentru tine și copiii tăi timpul de rugăciune, timpul de a cânta o cântare. Nu vă mulțumiți, de exemplu, acum pui casetofonul și apoi poate cânta cât vrea el. Sau radioul, sau asculți programe, ce fac alții, cum cântă alții. Alea numai te osândesc pe tine. Alea numai te osândesc pe tine. Dacă tu nu poți cânta alături de ei, când cântă, cel puțin să cânți și tu, dar dacă tu nu cânti singur, inima ta trebuie să cânte. Almintre, la ce folos, măi, că pui câte un CD în mașină și tot anul ți-l cântă și ți-l cântă și când termini anul, tu nu știi nicio strofă să o cânti. L-ai auzit un an de zile, dar nu intră în tine. Păi ce folos? Trebuie neapărat noi să fim acele instrumente de laudă la adresa lui Dumnezeu. Fie slăvit numele! Sunteți de acord cu asta? Hai să începem! Hai să începem! Ori credeți că nu-i nevoie ca în fiecare zi să-ți aduni copiii și să stai cu ei în rugăciune și să cânți o cântare, să citești un psalm în fața lor, să-i educi biblic? Nu-i nevoie de asta! Ce părere aveți, nu? Sau da? Să vedem, trebuie?
atunci hai să începem, măi, nu stăm așa, că murim azi mâine și nu lăsăm în urma noastră ce trebuie să se vadă. Doamne Iisuse, binecuvântă-ne pe noi pe toți cu o putere de credință adevărată. Auzi ce zice aici? Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Nu cred că ei știa să-și zic atunci pentecostal. Pe vremea apostolilor zicea calea Domnului. Dar credința era neprefăcută. Nu era una în societate și alta acasă. Nu era una la școală și alta acasă. Nu era una la biserică și alta apoi în lumea largă. Nu. Credința era neprefăcută. Și aceasta s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice. Și sunt încredințat că și în tine, mărit să fie Domnul. Amin. Facă bunul Dumnezeu pe bunici întâi și pe mine, și apoi pe părinți, și apoi pe copii, toți absolut. Să călcăm pe urmele Domnului Iisus. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dar oare ce îi lipsea lui Solomon ca să-și pună așa tare încrederea în Domnul? Și continuă el, dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. La Solomon avea ce păzi. Dacă am merge cu cititul nostru în 1 Cronici, capitolul 29, să citim vreo 5 versete din 1 Cronici, capitolul 29, să vedeți ce avea Solomon și ce trebuia să fie păzit și cum ar fi putut el să-și pună încrederea în ceea ce are, dar cu toate acestea, el și-a pus încrederea în Dumnezeu. Mărească-i să numele! Vedem în zilele noastre, dacă un om își face o casă măcar mai mărișoară sau are posesiuni materiale mai multe, oarecum, atunci nici nu-L mai pomenește pe Dumnezeu, ci poate să spună, asta am făcut, asta am făcut. Știți cine a mai făcut așa în Biblie? Era împăratul Nebucadnețar. El s-a suit pe acoperișul casei lui împărătești și a început de acolo să laude. Astea sunt cele ce eu le-am făcut, astea sunt așa, astea sunt așa, dar vedeți bine la ce l-a ajutat toate astea? Toate astea, până în cele din urmă, a ajuns să nu-i fie de folos el însăși, să fie un exilat. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu a fost rostit
cu asprime împotriva lăudăroșiei lui. Solomon a avut o moștenire mare, dedicată spre pentru casa Domnului. Să ascultăm numai capitolul 29, începând cu 1 și mergem mai jos. 1 Cronici 29, începând cu 1. Împăratul David a zis întregii adunări: fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând și lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur, pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint, pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă, pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fier, pentru ceea ce trebuie să fie de fier, și lemn, pentru ceea ce trebuie să fie de lemn, pietre de onix și pietre scumpe, de legat, pietre strălucitoare și de felurite culori, tot felul de pietre scumpe și marmură albă multă. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu dau, asta din casa lui, casei Dumnezeului meu aur și argint, pe care îl am afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. 3.000 de talanți de aur, de aur de ofir, și 7.000 de talanți de argint curățit pentru îmbrăcarea pereților clădirilor. Aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur și argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint și pentru toate lucrările pe care le vor face lucrătorii. Cine vrea să-și mai aducă de bună voie astăzi darurile înaintea Domnului, căpeteniile caselor împărătești, căpeteniile semințiilor lui Israel, căpeteniile peste mii și peste sute, și îngrijitorii averii împăratului au adus daruri de bunăvoie. Au dat pentru slujba casei lui Dumnezeu 5.000 de talanți de aur, 10.000 de darici, 10.000 de talanți de argint, 18.000 de talanți de aramă și 100.000 de talanți de fier. Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru visteria casei Domnului în mâinile lui Yehiel Gershonitul. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dăduse cu dragă inimă Domnului, și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. Avea ce să păzească acolo, căci Solomon a zis: dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Vedeți câte avea de păzit acolo, ce greutate de aur, de argint, de pietre scumpe, strălucitoare și câte altele. Toate acestea puteau să constituie un prilej de a se lăuda Solomon. Apoi, el zice: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. El a pus oamenii la lucru, dar i-a învățat să cânte cântarea aceasta, că nu-i destul să lucre omul dacă Dumnezeu nu se implică. Nu-i destul să-și pui omul colo, câte un senzor din ăla să-l anunțe dacă cineva în
mod rău voit s-ar apropia de casa lui ca să-i fie păzită casa. Nu folosește la nimic dacă nu o păzește Domnul. Domnul este cel în stare ziua și noaptea să păzească ce avem, să ne păzească casele și să ne păzească pe noi. A lui să fie slava. Mai mult decât atât, Domnul singur este în stare să păzească copiii noștri. Adesea ori noi purtăm grijuri inutile. Trebuie să purtăm unele grijuri, dar îngrijorările prea multe, acestea te dărâmă. Îngrijorările prea multe, acestea îți fură bucuria și nu poți să ai liniște și pace în casa ta și în familia ta. De aceea a zis Solomon, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc. Împrejurul Ierusalimului și a Israilului, care era destul de mic, erau națiuni și popoare foarte înarmate, ca sirienii și alții, care putea năvăli peste ei, mai ales după ce a văzut ce bogăție îi adunată grămadă pentru templu. După ce a văzut cât îs de bogați oamenii și cât îs de darnici oamenii, căci totul se făcea pe față. Nu erau înșelați în mintea lor cum sunt astăzi înșelați majoritatea fraților. Ce face dreapta să nu știe stânga? Aia e cuvântul lui Iisus, dar se referă la milostenie. Când e vorba să faci o milostenie la un sărac, la un orfan, la o văduvă, atunci era la noi o soră pe nume Marie Frate, numele de familie era Frate. Sora aia, pe la 11-12 seara, o puteai întâlni mergând prin sat cu un șorț mare îndoit și din sărăcia ei, că era văduvă și mai avea și vreo 7 copii, din sărăcia ei, pâine, ouă, ce puteau, ea își umplea șorțul. Și merea și bătea în ușă la câte cineva sărac, îi lăsa mâncarea și pleca. Aproape nimeni din sat n-a știut până la moartea ei. La moartea ei toți săraci ajutați au venit și au plâns-o și ei povestea. De la ei am aflat cum nenumărate nopți îi trezea din somn și le dădea mâncarea. Aia-i milostenie. Aia nu trebuie nimeni să știe că o faci. Dar dacă dai pentru casa Domnului, dacă îți dai zeciuiala, dacă dai ce ai adus tu pentru casa lui Dumnezeu, ce ți-a pus Dumnezeu pe inimă, aia trebuie să o dai deschis, ca să încurajez și pe celălalt, și pe celălalt. Și așa au făcut atunci, ați văzut cum am citit. Și mai este încă liste în care ne este scris fiecare cât a dat din dărnicie pentru Domnul. Ei au adunat atâta material și atât de prețios, pe cum ați văzut. Solomon putea fi sigur, am cu ce să termin casa.
Am cu ce să fac casa. Dar el nu s-a bizuit pe el, ci s-a bizuit pe Domnul Dumnezeu, fie slăvit Domnul. Amin. De aceea s-a exprimat el. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzește. Că dacă ar fi năvălit sirienii sau alții, ce era ei? O mână de oameni. Și ce arme aveau ei față de alalți? Odată le lua tot avutul. Așa. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Doamne Iisuse Hristoase, de multe ori am văzut și lucrul acesta, atâta trudă, atâta zdrobă, câte un loc de muncă, apoi altul, dacă se poate și în trei părți să fugă într-o zi, ca să mănânci o pâine cu durere. Și la urmă, cu durere o mâncă. Durerea, nu că-i bolnav, ci că sufletul lui doare, în suflet doare. Și cum n-ar dure? Cum n-ar dure? Cum este scris, de exemplu, și în profetul Habacuc, că voi adunați, dar eu împrăștii. Și ce adunați câștigul vostru, îl puneți într-o pungă spartă. De câte ori nu se întâmplă așa, dacă Dumnezeu nu te veghează? Păi destul numai să lasă Dumnezeu o minte mai ușurică la careva din familie, așa încât tot pe când e gata casa, să-i trebuiască să o modifice. Tot pe când e aranjată bine mobila, să vadă alta mai bună. Și apoi aia bună să o arunce și să cumpere alta. Să vezi cum tot venitul tău îl pui într-o pungă spartă. Dar prea iubiților lui, prea iubiții lui sunt oameni cumpătați, prea iubiții lui se tem să prădeze un dolar din câștig, fără un bun scop. Ei știe că banul îi a Domnului. Ei știe că banul este singura legătură de control între un pocăit și Dumnezeu. Dumnezeu se uită și controlează la bănuțul tău. Atât ți-am dat. Ți-am dat sănătate să poți munci, ți-am dat un loc de muncă cu bun venit, ți-am dat câștigul ăsta și el se uită acolo. Cât din ăsta dai tu Domnului, cât din ăsta dai tu săracului, cât din ăsta dai tu orfanului, ce faci cu banul ăsta pe care eu ți-l dau? Și Dumnezeu, uitându-se la bani, notează în carte, ăsta-i om după voia mea, ăsta nu-și ironisește munca. Cum zice prorocul Isaia, pentru ce dai tu rodul muncii tale pe ceva ce? Nu satură, nu folosește ca o mustrare. Dar cine se oprește astăzi să se gândească la banul lui
ca și cum ar fi punga lui Dumnezeu. Și cu mare frică să cheltuie. Cât săraci n-ar putea fi ajutați și câți copii de-a fraților n-ar putea fi educați în bine. Am fost într-o adunare, nu vă spun acum cu numele, dar m-am bucurat. Toți tinerii după adunare s-au adunat la un loc și se sfătuiau între ei. Eu am crezut, cum fac și ai noștri de aici, așa, alții, măi, unde mergem la o pizza, unde mergem la cafea? Dar ei s-au sfătuit altceva. Uite, este în biserică venită nu de mult o familie și așa și așa. Mă, unde vreți să merem azi? Unii au zis la o cafea, alții au zis la pizza. Mă, hai să socotim cât am cheltuit noi. Erau multișori. Adunăm tot aici și merem și facem o rugăciune la familia aia în casă și lăsăm bănuții ăștia acolo. Că nu murim dacă nu bem o cafea. Nu murim dacă nu mâncăm un slice de pizza. Și am lăudat mintea lor binecuvântată. Dar de unde am învățat ei asta? De la părinți. Glorie Domnului! Apoi, mai departe, cuvântul Domnului ne spune că-și prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. E adevărat, Dumnezeu îngrijește de noi, dar Dumnezeu nu încurajează lenea. Tu trebuie să lupți și să fii bucuros ca să aduni cu mânuța ta necesarul pentru familia ta. Apoi mergem mai departe, trecând la familii direct. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Doamne Iisuse Hristoase, ce interesant! Mă duceam cu gândul să încep o derulare de unde vin copiii, dar e prea lungă. Mă opresc la câteva lucruri. Oare oamenii de demult, oamenii credincioși a lui Dumnezeu, n-au avut necazuri cum avem noi în lumea noastră? Au fost. Dumnezeu este un purtător de grijă și ca și cum ar avea în arhiva lui numele astea cu negru a celor ce s-au născut, astea cu roșu a celor ce trebuie să vină. Nu vedeți ce interesantă-i omenirea? Cum Dumnezeu lucrează? M-am uitat la multe etimologii a diferitor localități. În județul Iași este ceva bărbață mai mulți decât femeile. Dar almintrelea bat așa de la recesământ la altul. Odată-s mai multe femei și odată-s mai mulți bărbați. Se egalează între generații. M-am uitat la satul Fodora, de unde sunt eu. În 2011 erau 269 de femei și 200
61 de bărbați. Ați văzut ce aproape erau pe o perioadă de timp, într-un veac de om. Și dacă te uiți mai înainte la recensământele vechi, este și când s-a născut egal în aceeași sat. Dumnezeu e purtătorul de grijă. El dă copiii, El dă fetele, El dă ficiorii. Dar noi trebuie să-i primim cu drag. În slujbele de cununie a greco-catolicilor e introdusă lozinca asta, să-i zic așa. După ce îi cunună de mâna cu mirii, oficiantul căsătoriei și îi întreabă: veți primi cu dragoste copii? Și ei se angajează că da. Cu toate acestea, mulți nu-și respectă angajamentul, pe cum nu respectă nici cel la căsătorie, nici altele. Dragii mei frați și surori, noi nu trăim zile grele cum a trăit alții și tot a dat naștere la copii. Dacă am merge acum în Exod, în capitolul 1, de la 15 la vale, am putea să vedem ce zile groasnice au trăit evreii. Și în timpul acelor zile grele, totuși, Levi și Iochebed nu s-a lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Dar știți până unde a mers mânia împăratului în zilele alea? Hai să citim Exod 1:15. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți, iar dacă este fată, să o lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașă și le-a zis: pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon: pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptenele, ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Sigur, casele lor sunt în cer. Atunci, auziți cât l-a apucat furia de tare pe împăratul ăsta. Atunci Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui, ca nu cumva să mai scape evreii: să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Acum, mânia și răzbunarea lui a fost așa de mare încât s-a lipsit de urmașii poporului lui propriu. În timpul ăsta, mama și tata lui Moise au ignorat
situația gravă în care trăie și a dat naștere la copii și l-a născut și pe Moise. Păi ție n-o zis nimeni, vezi că dacă naști un băiat, ți-l iau din brață, îi suci gâtul. Sau ți-l iau din brață și îl arunc pe river. N-o zis nimeni asta. Și tu te împotrivești cu atâta asprime poruncii, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți-l. Vedeți, dragii mei, dacă merem mai departe, mai găsim o situație care seamănă cu a noastră. Am auzit mulți părinți care spun, la ce să mai nasc copii, când astăzi în școli, de la 12 ani în sus, îi îndreaptă spre nenorocitele stări sodomice pe copii și mass media toată bine influențează la acte sexuale împotriva adevărului. Așa cum este scris în Romani, capitolul 1, bărbații părăsesc întrebuințarea firească, femeile la fel, și asta e încurajat în școli. La ce să mai nasc copii, numai ca să fie așa sau așa? Nu e așa. Dacă tu ești un om al lui Dumnezeu, atunci tu nu te vei teme căci copilul tău nu va ține calea Domnului. Acum am ocazia să-i laud pe familia asta în față. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Nu atât că au mulți copii, cât că îi educă. Ne-am aplecat pe genunchi la rugăciune și copilașul ăla mic cât are? 2 ani are? Sau n-are încă 2 ani? I-am arătat și la fratele din spate. Când toți s-au rugat, el a pus mânuțele lui așa. Și s-a rugat și el. Și n-are 2 ani. Oare când a învățat copilul tău să se roage? Când vei face din el om pocăit? Ca să-l faci inginer, te lupți, ca să-l faci medic, te lupți, ca să-l faci nu știu ce profesor, aia te lupți. Dar ca să-l faci un copil al lui Dumnezeu, te-ai luptat vreodată? Că lupta pentru aceasta începe de mic. De la 6-10 luni înainte, copilul trebuie să știe că tu îl educi. Și știe, dacă știe când este încă un făt în burta mamei și știe când vorbește cu el tata, când vorbește cu el mama, știe când îți mânioși în casă, atunci acum nu va ști când începe să gângurească. Noi am avut exemple și am făcut exercițiile astea. Dacă a trecut de câteva luni și începi și îi pui un nume și îl strângi pe nume, când intră tata în casă, să zicem că îi pui numele Daniel sau oricare alt nume, vine tata de la lucru, intră în casă, se apropie de mamă, pune mâna pe burticica ei și spune, ce faci, Daniel? Ui, așa face, ca motoară le bate în burtă. Vezi? Știe că vorbești cu el.
Oare când începi tu să-ți înveți copiii pocăința? Că dacă nu le înveți de mic, n-ai să-l poți învăța. Dacă nu știe să se roage la 2 ani, dacă nu știe să se roage la 3 ani, nu știu când li mai învăța să se roage. Dragii mei, educarea copiilor e o lege, e un ordin, e porunca lui Dumnezeu, e voia lui Dumnezeu. Ori tu te mulțumești să naști copii pentru iad? Chiar dacă ajungi tu în rai, vei fi fericită să nu-ți vezi copii acolo, mamă, tată? Nu se poate. Fericirea noastră e ca atunci când vine Iisus să putem zice, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Slăvit să fie Domnul! Gândiți-vă mai adânc la viața asta, că-i trecătoare! Și dincolo urmează întrebările și plata. Apoi aș vrea să mă duc mai repejor prin Sfânta Scriptură, că timpul trece și mă bucur și de vitejii ăștia, vezi că ne dă pace să putem vorbi. Așa. Uitați numai. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Ce moștenire frumoasă a fost Moise. Ce moștenire frumoasă a fost Ilie. Ilie a fost născut într-un timp cam ca și al nostru. În timpul împăratului Omri. Era cam deodată și contemporan cu Ahaz. Și de aceea se vede că era născut în timpul acestui împărat. Dacă veți studia adânc, veți vedea că împăratul ăsta s-a abătut grozav de la Dumnezeu. A încurajat idolatria, a încurajat lucrurile scârboase. Și sigur că ar fi putut zice părinții, nu să mai cade să mai avem copii în timpuri așa ciudate, că la urmă, ordinile astea, împăratul ăsta îi învață pe toți prostii. Și așa zic mulți astăzi, să mai ai acum copii, ce? Uită-te ce e în lume. Uite ce se întâmplă. Dar dacă ei nu s-au temut de idolatru împărat, sigur că și atunci mulți nu nășteau. Ce a născut pe Ilie, a fost Ilie o moștenire pentru ei și pentru tot Israelul? El singur, Ilie, născut în situații critice, a întors o națiune de la păcat la Dumnezeu, glorie Domnului! De unde știi tu ce va fi fata pe care o porți în brațe? De unde știi tu ce va deveni copilul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Noi avem o datorie sfântă să naștem și să învățăm copiii calea Domnului. Domnul să ne binecuvinteze! Apoi, dacă mergem mai departe în Psalmul 128, după ce în Psalmul 27, ultimul verset zice, ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.
aceasta și pe plan firesc, dar și pe plan spiritual. Noi trebuie să intrăm pe poarta veșniciei și la poarta veșniciei, acolo te poți întâlni cu vrăjmașii tăi, cu cei care n-au vrut să fii mântuit, cu cei care n-au vrut ca tu să fii un copil al lui Iisus și care te-a îndemnat la tot felul de lucruri în lume. Și atunci glasul lor va fi tare împotriva ta și vei păți cum a avut visul fratele ăsta de la București, când a plecat din Roma, Ianovici, dimineața înainte de a merge la avion, visează că a venit cineva și l-a luat și l-a dus în lumea aialaltă, l-a dus la rai, zice el. Oamenii veneau către rai ca pe o bandă, toți, dar acolo era o poartă frumoasă și străjuia un arhanghel. Și în partea aia altă era o altă poartă și aia era poarta iadului, care cum sosau acolo a văzut și pastori cu renume de la ei din București. Când a ajuns acolo, îngerul a pus mâna pe el și l-a zvârlit în poarta iadului. În vis și-a dus aminte că scrie în Sfântul Cuvânt, în Matei 22, luați-l, legați-l și aruncați-l. Cât s-aruncă de tare? Păi după cât e omul de mare, așa poate să arunce, după cât e de obișnuit, după cât e de mușchiulos. Dar Dumnezeu care stăpânește tot universul, păi El când aruncă, cât aruncă? El aruncă în afara universului. Acolo-i prăpastia peste care nu se mai trece. Nu pot trece oameni, nu pot trece păsări, nu pot trece aparate, avioane, rachete, nu pot trece duhuri. Atât e de departe. Ei vor avea o perzare veșnică de la fața Domnului. Deci Domnul atât aruncă de departe, de cei aruncați acolo vor avea o perzare veșnică de la fața Domnului. Nu va putea să mai vadă fața lui Dumnezeu nimeni. Acolo e o arie unde Dumnezeu nu mai activează și El acolo zvârle pe diavol și pe toți câți l-au ascultat. De aceea, teme-te de Dumnezeu și împlinește poruncile Lui, o zis Eclesiastul 12. Asta-i datoria fiecărui om. Mărit să fie Domnul. Continuă și în 28. Ferice de oricine să teme de Domnul. Mărească-se numele Domnului. Dacă am întoarce la Psalmul 115, să zic, să citim ceva și de acolo. Cu versetul 14. Sau cu versetul 13. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă mulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Deci toți
Dumnezeu vrea să fim binecuvântați Lui. Fiți sau ferice de oricine se teme de Domnul. Acum, și umblă pe căile Lui, că sunt mulți care le tremură cămașa în spate când le spui ceva groaznic despre Dumnezeu. Dar ca să umble pe căile Domnului nu vor. Tot pe căile lor umblă. Căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, cum zice în Hagai 1:6. Acolo cuvântul lui Dumnezeu ne arată că sunt oameni care nu se pot bucura de lucru mâinilor lor, cum am vorbit mai înainte. Dar Dumnezeu vrea ca tu și eu și noi să ne bucurăm de lucru mâinilor noastre. Mult puțin, dacă suntem fericiți și știm că Dumnezeu ni l-a dat, atunci noi trebuie să rămânem lângă Dumnezeu cu multă încredere. Ești fericit și-ți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de maslin împrejurul mesei tale, nu ca niște lăstari de măcieși care se înțapă unul pe altul cu vorba, care înțapă pe oricine, ci ca niște lăstari de maslin. Maslinul este simbolul păcii, a liniștii și a fericirii, a scăpării din necazuri. Domnul Iisus să ne binecuvinteze. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion și să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. În Psalmul 44, cu 12, zice, fiii noștri, aici se laudă omul lui Dumnezeu David cu copiii lui Israel. Și noi trebuie să ne lăudăm cu copiii bisericii. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinereța lor. Ce frumoși sunt copiii noștri! Dar am fost în adunări unde copiii nu sunt frumoși. Îs frumoși la chip, dar ți-e scârbă să te uiți la ei. Rotiile crepate până sus, părul făcut creastă de cocoș, mai vopsit în două culori, unghiile înnădite ca la uliu, vopsite ca la morți, ferească-te, Sfântul, mă! Ăștia-s copiii bisericii, mă? Ăștia nu-s copiii bisericii, ăștia-s copiii lumii. Și sunt copii needucați, nesupravegheați de părinții lor. Când știi că merg la adunare, la biserica Domnului, apoi gândește-te că merg la biserică, nu merg la circ. Și la circ, dacă ar fi să mergi, tot trebuie să vadă oamenii că tu ești altceva. Că tu ești o fată pocăită, tu ești un băiat pocăit, chiar dacă într-o împrejurare ai vrea să te duci acolo cumva, cum am întâlnit pe cineva, frate Hozan, roagă-te pentru mine, de ce? Trebuie să mă duc într-un loc unde nu vreau. Dar de ce te duci dacă nu vrei? Am un prieten bun și l-am tot rugat să vie la adunare și a zis că el nu vine. Numai dacă îi onorez, eu întâi cererea lui. Și atunci, care-i cererea lui? Vrea să mă duc cu el
la un circ de animale, joc animale în fel și chip acolo. Și m-am gândit, hai să-i împlinesc asta, ca să-l pot aduce. Dar și acolo, dacă te duci, oricine te vede, trebuie să vadă că tu ești pocăit. Oriunde ai fi, dar nu-i recomandat să te duci unde merge o lume întreagă, așa aiurea. Tu trebuie să stai lângă Domnul. Când eu m-am căsătorit, era un frate bătrân, Vulcu Visarion, prin care a venit credința în raionul Sebeș. El a împrumutat-o de la Dârloz și Curci, unde a apărut prima dată penticostalii în România. Și a venit și el la nunta mea. Un om mai mare, mare, foarte înalt și solid așa. După nuntă, stăm un pic de vorbă, după masă așa, pune mâna așa peste mine, obiceiul lui. Ce mai faci, mă, păcătosule? Acum ești bucuros că te-ai însurat? Păi da. Măi, Hozane, ascultă-mă, mă. Acum, dacă te-ai însurat, să nu faci și tu ce face lumea. Să-ți iei nevasta, să te duci la mare, să te duci colo, să te duci colo. Stai, mă, în coliba ta. Nu-ți arăta tu cât ești tu de înfocat că te-ai însurat, că-i întâlni un bagabon și ți-a dat două peste ochi și ție nevasta și bate joc de ea și apoi ai cu ce veni acasă. Nu te du acolo, mă, la pocăiți, nu-i voie să meargă acolo. Și l-am ascultat, nu m-am dus niciunde și a fost foarte bine. Slăvit să fie Domnul! Dar am văzut, de exemplu, de la Cluj, care s-a căsătorit, a doua zi a plecat la mare și a dus-o înapoi în Sicriu. Am văzut care, la fel, în distracția lor, s-au izbit de o stâncă și au murit amândoi acolo. Am văzut care, la fel, i-a fost furată nevasta de lângă el. Doi inși l-au ținut de mâini și l-au legat la spate și celălalt o băgat-o într-o mașină și s-o dus cu ea. Astea se întâmplă în lume. Și noi nu trebuie să dăm ocazie lumii să-și bată joc de noi. Noi suntem sub paza lui Dumnezeu cât rămânem în perimetrul lui Dumnezeu. Dar dacă am ieșit din perimetrul ăsta lui Dumnezeu și ne ducem în perimetrul lumii, acolo nu mai suntem păziți ca și aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune de la El. Slăvit să fie Domnul! Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinereța lor, fetele noastre ca niște stâlpi săpați frumos, care fac podoba caselor împărătești. A lui Dumnezeu să fie slava! Din Israel, multe fete au fost ca podobă în căs împărătești, precum Estera sau altele. Și în zilele noastre, multe fete pocăite și cu minți au fost cerute în căsătorie de cei mai școlați și de cei mai înalți oameni din societate, care aveau gânduri sfinte în ei și au căutat tot femei sfinte. Dar dacă vezi o râpă dezbrăcată, goală și vai de capul tău, apoi ce sfânt se va lega de tine? Nu se leagă niciun sfânt de tine. Se leagă unul ca tine sau mai rău ca tine. Și apoi după aceea tata și mama te-o plânge, apoi adă-l, Doamne, adă-i, apoi unde să ți-i mai aducă? Ca ce a fost? De ce l-ai lăsat de capul lui? Doamne Iisusă, învață-ne legile tale! Amin. Și cu ocazia acestei binecuvântări să începem o viață de binecuvântare, o viață de fericire,
o viață în care să domnească Hristos. În casele noastre, în inimile noastre, în băieții bisericii și în fetele bisericii, la care zic cu toată inima, Doamne ajută! Amin! Amin.